Roxana Irimia este designer și artist plastic cu expoziții numeroase în Statele Unite și Europa. De curând a acceptat o nouă provocare, ilustrarea basmelor copilăriei. Ca surse de inspirație am avut chiar viața mea, nu? Din copilărie, trăită în vacanțele de vară la casa bunicilor mei. În aceasta este ilustrată biserica ortodoxă română. În aceasta, cu siguranță, veți observa asemănarea cu Ștefan cel Mare. Volumul intitulat Cuentos Maraviosos de Petre Ispirescu cuprinde 34 de basme traduse de Mihai Iacob, profesor la Universitatea din București. Ideea aparține unei edituri spaniole care și-a propus să publice poveștile generației fraților Grimm din diferite țări. Petre Ispirescu escuchó los cuentos en la barbería de su padre y los escribió desde el recuerdo, entonces están con ese punto de las cosas que pasan por el corazón, que es donde reside el recuerdo de una persona mayor que recuerda sus cuentos que le contaron de niño. Y en este país hay muchas personas de Rumanía que creo que es justo que no se olviden de quiénes son, porque cuando uno tiene raíces no se lo lleva el viento. Deși traducerile în limba spaniolă au fost gata înainte de pandemie, poveștile au așteptat 2 ani să vadă lumina tiparului. Basmele lui Petre Ispirescu au apărut deja în librăriile din toată Spania. Cartea a fost primită cu mult entuziasm de comunitatea românească, dar și de spanioli. Unii au comandat-o deja online și pe anumite pagini stocul este aproape epuizat. Editura a organizat un adevărat turneu pentru a prezenta cartea în cele mai mari comunități de români din Spania până la finalul anului.